Am o salutare, numai bine. M-am mai enervat un pic, că mi-a zis unul că foarte puțin face mașina asta. Cred că o lucra pe mașina asta înainte. Și acum mă uit aici, am 78.029 de kilometri, da? Și aici mi-a dat 230 de kilometri, deoarece e pus pe Eco Plus. Dar nici nu trebuie pus pe alt. Nimeni ce mi-a intrat aici în mașină. Ei, mama, măti. Nu, stai, a intrat exact la moarte. Ima. Așa mi. Nu. Mi-a întrerupt filmarea. Pare rău pentru el, dar nu putem să riscăm să ne muște sau ceva. Gongele astea. Știți cum zic? Nu știm ce gonge să stea. Poate au ceva țep sau așa ceva. Nu prea îmi plac gongele. No, bun. 78.029. No, să vedem câți kilometri facem noi. E cald, 13 grade. E foarte fain. Deci trebuie să fac mai mulți kilometri acum. Stau zis că 160 de kilometri. Nu, hai să vedem. Dacă minte sau nu. Nu, și dacă ieri am fost șmecher și mi-am luat cu 16 lei felul 1, felul 2 și desert, azi am fost fraier și am venit aici la Panemar să-mi iau un sandwich cu pastramă de vită și mozzarella, pâine cu măsline și am plătit 17,50 lei. No, așa îmi trebuie dacă-s fraier și nici nu m-am săturat. Și pentru că m-am enervat că am mâncat cu 17,50 lei, am venit din nou aici la cantină să văd ce au de mâncare, să mă satur, domnule. Nu se poate. Mai face omul și prostii. Nu, altă viață. Ați văzut ce am mâncat? 12,50 lei au costat. Deci, fasolică foarte bună, inele de ceapă, 4 bucăți și două chiftele cu ciupeci, nu știu cu ce. Toate sunt de port oricum. Excelent. Clasa întâia. Cum pot să mă duc să lucrez liniștit, că am energie. Și stomacul e plin, nu cu stomacul gol, doamnelor și domnilor. Mamă, ce bun, din 12,50 lei nu credeam, eu am dat 17,50 lei pe un sandwich care nici măcar nu m-a săturat. Bătaie de joc. Aici e locul. Cantina. Ai, fraților, acum am dus pe o tipă cu doi bărbați, doi băieți, nu știu ce erau. Unul dintre ei era gay. Că îi zicea, tipa îi zicea la ăla, îi zicea tu. Bă, și atâta să mă țâia ăla, să îmi bat piciorul, nu înțeleg. Deci, și femeile mai vorbesc, dar asta în continuu, nu-i tăcea gura, mă, deci, să stai cu un om de ăla, nu să stai, numai să stai de vorbă, s-a atâta sfutie capul ăla să-mi bat piciorul, că nu l-ai bate că e gay, că l-ai bate pentru că tot îți fute capul, tot îți zoată să vorbească. Și un vorbit de la, ce 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 ce, ai fute te-ar pula, cam așa vorbea. Ei, ce faci, ce? A, pe ce faci, ce? Ai, nu, nici nu pot să vă spun exact cum vorbea. Dar ceva de genul. Ei, acum mergem acolo și bem ceva și mâncăm ceva. Dar bineînțeles că mâncăm ceva. Dar bine, bine, da. Cam așa ceva, frate. Vine să râd, dar cum să râzi? Am deschis geamurile să mă calmez. Doamne ferește.
tot o să prinde un gay de ăsta să-l întreb: why are you gay? De ce ești gay? Cum se face că ești gay? Așa te-ai născut gay? Și să vedem. Mie, sincer, mi s-a părut că nu era normal. Și eu așa cred că gay nu prea sunt la semne, dar încă nu știu. Mai vedem, mai studiem. Uite că a intrat și comanda. Bun, perfect. No, și cam atâta pe ziua de astăzi. Deci, ia uitați. 78.114 și mai am 151 de kilometri autonomie. Deci o mințit. Deci practic fac peste 200 de kilometri cu mașina asta. Acum, că a fost foarte cald, acum sunt 13,5 grade la ora 19.23. Astăzi a fost și 20 de grade. Deci primăvara și vara cred că se fac mulți kilometri cu astea. Acum nu mai am chef, că oricum nu știu ce s-a întâmplat cu aplicația, s-a blocat, habar n-am. Ajunge pe ziua de azi. Mai lucră și mâine. Să lucre tractoarele, amu. Numai bine, sănătate.